Zeci de muncitori s-au chinuit să dea jos vechile banere și să pună altele mai scurte. PSD a dispus înlocuirea acestora pentru că erau prea mari pentru spațiile de afișaj de pe panouri, iar trecătorii nu puteau să citească toate mesajele promovate. Și cum PSD se află pe toate panourile publicitare din oraș, oamenii au avut ceva de muncă. Aveți multe panouri la care s-au rupt sau trebuie schimbate? Nu s-au rupt nici unul, le schimbați. Le schimbați? Da. O parte. Așa e ordine. Cum? Așa este ordine. Păi dar care diferă față de ale vechi? Care e ideea? Are bordura aia mai jos, deci. Ale altele avea prea sus. Între timp, afișele electorale ale partidelor din opoziție sunt vandalizate în întreg județul. Reprezentanții PDL și PNL acuză PSD pentru distrugerea materialelor electorale. Se pare că competitorii noștri politici, mai cu seamă cel mai important competitor politic al PNL, PSD, începe să creadă că își face loc râcâind și răzuind și smulgând și tăind cu cuțitele afișele din perimetrul comunităților electorale. Umblă prin târg vorba că o echipă de comando din alt județ a venit la Târgu Jiu și face treaba murdară pentru candidatul Mihnea Costoiu. Întotdeauna se întâmplă așa, afișele noastre sunt rupte pentru că asta este strategia sau tactica de campanie a PSD și asta a fost tot timpul, nu e prima dată când se întâmplă așa. Afișele PSD-ului nu sunt tăiate și rupte pentru că nu o să și le rupă ei singuri. Asta este foarte clar. Deci se vede cu ochiul liber cine se ocupă cu asemenea chestiuni. Liderii democrat-liberali susțin că la fiecare campanie electorală se confruntă cu astfel de acte de distrugere din partea PSD.